Veste bună pentru românii cu venituri reduse. Cardurile sociale vor fi încărcate cu o nouă tranșă de 250 de lei pe data de 15 iunie. De acești bani beneficiază peste 2 milioane de români. Suma totală a voucherelor este de 600 de milioane de lei, cardurile fiind încărcate o singură dată pe an. Banii sunt oferiți prin programul Sprijin pentru România. De menționat este faptul că anul acesta se acordă 6 tranșe de ajutor pentru alimente și mese calde o dată la două luni.